povestește-te, Gabriel, cum e cu banda și cu pieptenele și cu viața. Păi da, această bandă, cum ar veni, banda este viața veșnică, cum ar veni. Aici te naști. Ok. Acești dinți ai pieptănului, știi? Aici, tu aici dormi și tu aici tu te trezești, de fapt. Tu numai în goluri te trezești. Tu trăiești mai în goluri. Am înțeles. Ai înțeles? Ok. Și aici muri. Ai înțeles? Și adică tu nu te mai trezești. Pentru tine nu mai există goluri unde te trezești. Ok. Înțeles. Ai înțeles? Deci da. Tot, de fapt, și de drept. De fapt și de drept. Da. Avem această viață veșnică care în care face parte și moartea. Adică de fapt și noi de fapt și de drept noi suntem morți și trăim un pic din când în când. Da, deci știi? Banda veșnică. Banda, deci de aici vine la infinit, se duce la infinit. Okay. Aici se duce la infinit, vine din infinit. Exact. Este veșnicia. O văd, jur că o văd. Este veșnicie, ne ducem în veșnicie. Și ne trezim la viață. Auzi? În timpul acestei experiențe aici. Și în timpul ăsta... E somnul? E somnul, da. Dinții sunt somnul. Am înțeles. Deci somnul face parte din veșnicie. M-am dat un deget. Da, da. Somnul face parte din veșnicie. Deci avem o bandă de veșnicie cu exact. Goluri de viață. Cu bucăți de viață. Da, mă, da. Da. Ok. Deci când noi nu mai avem bucățile de viață, deci nu e nicio problemă, că nu se întâmplă nimic. Adică tocmai că ceea ce se întâmplă sunt exact acum e. Acum e. Ceea ce îți cum. Aia e, înțeleg? Aia e. Acum e că aia e. Deci acum e că aia e, golul de viață trebuie să-l umplem cu amintiri. E bine așa? Nu neapărat cu amintiri, nu trebuie să-l umpli neapărat cu nimic, trebuie să-l buști, să-l respiri, să-l... Gabriel zice să ne bucurăm de golul de viață. Să te bucuri, da, exact. Să te bucuri, să te bucuri. Eu cred că pentru asta ai făcut o viață. Ce cât cum... Noi mergem să plătim internetul pentru că am rămas fără internet. Am uitat să-l plătim. Dăm o fugă repede. Și... voi filma numai cu telefonul pentru că am scăpat camera pe jos și am stricat-o. Așa că... A-A-E. Câte ceasuri? 11. Trebuie să ne grăbim. Trebuie să ne grăbim, da. Da. Bine. Unde se poate deschidea mea puțin? Doamne, cât e de cald! Uite, pe asta n-o să-ți ia nimeni dreptul de autor. Nu mai știi. Acestea sunt Icarus. Se numesc Icarusuri. Și sunt cântecele indienilor și Pibo din Amazon. Mergem nici cu... nu se mișcă kilometrajul. Nu știe dacă mergem să stăm, încă nu s-a prins kilometrajul. A shame, think something new under the sun. Ia zi, Gabriel. Am ajuns acum să vedem care e treaba cu... dacă cumva avem, că nu știu sigur dacă avem și vreau să și măresc internet. În sfârșit. În mapa asta pui desenele tale, toate, Aris, în asta pui Anini, da? Ca să nu le mai văd aruncate.
Hai. Ce faci? Le-ai luat mape să-i organizezi, nu? Da. Mama, ăștia s-a uitat la mape. Copii care n-au văzut școala decât în poze, s-a uitat la mape ca la OZN-uri. Nu, mape, pentru că era o... Ce era mapă? Era mâncare pe munte. Ah, da, ai făcut fața aia? Da, unde mergem? La Carioca. La Carioca acasă. Bravo, am avut la Carioca. Aoleu, ce prost sunt. Ești cup. Mami, a mea deja s-a rupt. Vai că s-a rupt. Dă un coace, să schimb. Ba, nu, nu s-a rupt. Ba, nu face glumesc. Nu, nu era glumesc, nu am să rupt aici. Unde mergem? Acum? La Carioca. Deci nu știu de ce tău e așa. Da? Păi nu mergem la Carioca. Acolo da. E Carioca. A, da, corect. Ia uitați aici ce... Deci... Ce culori! Ce culori au și frunzele! Aia? Aia? Si, Nu știu cum îi spui. Era esesa ce fă? Bă, pisică de mare. Aaa, ori intimită. A se vei pega prânșul, fii? O să mă duc să vorbesc cu bunica Mariei, să văd dacă a terminat costumele de baie. Vă spun imediat ce-am făcut. Tranquilo, deixa os guri brincar. E se diverte a eles, eu tô ali trabalhando. Alisa! Gata, i-am pierdut. Distracția plăcută! Nici măcar... Gabriel, unde-s copii? Am venit să luăm o placă de surf și am rămas fără copii. Am luat placa, dar copiii au rămas. Bine că ai placă, Gabriel. Da, lasă copii. Facem alții. Am rămas cu copiii profesorului, aici se joace toți. Asta așa să o pun ca lumea. Și costumul de baie este gata, numai că bunica nu e acasă. Bunica nu e acasă, dar o să ne întoarcem diseară. Să vedem, nu? Așa okay. A fost vorba. Ne întoarcem diseară să vedem. Gata. Ceau, scumpilor! Ceau! Te iubesc! Ce tare este! Am prins! Ia! Mamă, avem aici... Ce avem? Piure? Orez? Deci, și ca o tochitură așa, nu? Da, cine vrea să mănânce cu orez, cine vrea cu piure? Tare! 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 Mai târziu o să mergem la Sam să ne întâlnim cu Florica. Pentru că avem de văzut o casă. După care vom mai merge încă o dată la acel teren, pentru că vreau să mai zbor o dată cu drona. La acela frumos care avea acea bisericuță pe plajă, da, acea capelă. Și mai târziu, nu știu, mai vedem ce mai avem de făcut. În fine, să răspundem mesajelor voastre atunci. Haide, mergem? Hai! Vă aștept în mașină! Măi, că bucă să lucrează, bagă ăștia tare! Chiar să lucrează, să fie superbă! Da, e superbă planta. Planta cu chiveci ăsta e de excepție. Doamne, ce frumos este. Ce bucă pe asta? Ne-a venit. Ce mai și-a dus? Ce și-a luat?
Deocamdată paturi și... Vrei să-ți prezint eu ce și-a luat? Habar n-am, de-abia am venit și eu. Masa cu scaunele vor fi acolo la barbecue. Asta așa, că a pus-o pe la vine în temă. Deci acestea sunt, acesta e mobilierul pentru afară, pentru grădină. Nu o să... A, deci asta e mobilierul de grădină. Da. Deci pe aici o să-și facă toată chestia asta, va fi numai piscină, până în față, așa, un L foarte mare. Să vedem cum va fi. Să facă curios. Ok, so, care e Eliu? Bă, ce-am făcut cu... Outside. It's getting pissed. Outside. Here or here? Here. Yeah. Okay. Vamos lá? Andando na praia ou aqui? Okay. Deci vom merge pe jos. Deci, bă... Cu mașina. De ce s-a închid mașina? Din curtea omului. Ce bun, a lăsat dronă și o grămadă... Nu! Bă, de ce? Nu, nu, nu. N-ai mai văzut cu un pachet de țigări? Nu. Florică, o să-ți pierzi mințile într-o bă. Zi, Florică! Haide, mă, mai ai? Ce? L-a filmat? Stai, imediat. Să mai filmezi și drumul, un pic și gata. Da. Filmezi după aia. Filmăm după aia, că acum trebuie să vorbim, ne spune tu. Gata, închidem, nu putem să vă spunem chiar tot, pa! Și poza? Hai, fă poza acum. Ne-am mai întors încă o dată la această proprietate. Look, you see the fence? That's the border. I see it. So we have to go there to the beach to understand the whole property. It goes quite a lot further out. Yeah, that's the idea. Until the road. Man, guys, they've done some serious structural work here. I mean, there's actually probably like over a million at least in infrastructure. Like those retention walls are super expensive. Yeah, you understand? Super expensive. Yeah. Yeah. It's got the basis for building a resort. You understand, right? It's already made. Yeah. Yeah, I get it. Yeah, we thought. Ai văzut-o, mă? Uite! Ce-i statuie? Da, a fost o barză, nu? Eu una mai încolo, care e o sculptură. Da, mă, dar era vie, tu ne-ai zis cât mai animalul era? Da, era o barză. Cealaltă e la fel mai încolo, hai să o vezi. E barză, e... Deci e foarte mișto. Aceasta este, da, continuăm cu mai aia, ce să facem, că nu avem cum să o lăsăm așa. Aceasta este cea de-a patra zi. Aici, dacă vedeți un pic în secțiune, bine, nu e neapărat o secțiune, dar se poate vedea că este apă. Asta înseamnă că mie mi-a fermentat prea mult și eu n-am fost atent. Că da, am avut treabă toată ziua, am alergat și asta înseamnă că este inactivă acum, am mâncat prea mult pentru că este prea cald, la noi este foarte cald și acum eu mă gândesc să o pun în frigider. Da. Aici ar trebui să avem vreo 300 de grame de maia pe care o înjumătățim și cu 100 de făină 100 de apă, da? Peste 150 de maia. Să vedem. Acum, cu alte cuvinte, eu verific. Deci 150 de maia cu 100. Amestecate. Asta e rețeta. Cea de-a patra zi, încă o dată. Deci, să vedem. Am dat ăsta la 0. Aproape 280. Din 280 trebuie să scot 130 ca să mă rămână 150. Ok. Cea de-a patra zi. 100 de apă, 100 de făină, 150 de maia. Le punem pe toate otova, amestecăm. Domnul Merlin,
Și o să o pun la frigider de data aceasta, pentru că am impresia că este foarte cald. Și ar trebui chiar de două ori să o hrănesc pe zi, dacă cumva este foarte cald și asta s-a umflat, pentru că ar trebui hrănită în momentul în care ea este dă să scadă. Adică să-i mai dai mâncare, de fapt, ar trebui să o faci mai puternică, nu să o lasă leșine și după aia iar o hrănești, iar o revigorezi. Deci eu n-am fost atent la ea și i-a trecut un pic timpul. Dar nu e nicio problemă, ea iese. Va ieși într-un final. În 3, 2, 1, au! Deci arată ca o smântână. Cea de-a patra zi. Va trebui să înceapă să facă bule. O să ne uităm cam în câteva ore să vedem. Dacă o las afară, cu siguranță că face, o bag la frigider ca mâine să fie ea crescută, să o hrănim când ea este crescută. Da, să vedem mâine. Da, bun. Da, bun.